Mini-vacanța de Ziua Unirii abia a început, așa că salvamontiștii trag un semnal de alarmă pentru cei care au ales să își petreacă aceste zile la munte, în special pe Valea Prahovei. Pe crestele munților, riscul de avalanșă este ridicat. Stratul de zăpadă la vârful 1, de exemplu, măsoară un metru. Însă sunt zone în care zăpada viscolită a format troiene de 3-4 metri. La ce trebuie să fim atenți și unde trebuie să spunem stop adrenalinei, aflăm de la Sabin Cornoiu, șef Salvamont România, direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Domnule Cornoiu, iată la ce pericole se expun turiștii în această perioadă. Urmăream materialul anterior, vedeam că turiștii au rămas pe pârtie cel puțin la Rânca și la miezul nopții. Cât de periculos este? În principiu, nu e un pericol atât de mare, dar este interzis să mergi pe aceste domenii de practicare a sporturilor de iarnă după ce se închide programul normal de funcționare. În primul rând, acum, în timpul nopții, o perioadă în care utilajele trebuie să amenajeze foarte bine pârtile. Pârtile nu mai sunt supravegheate de salvamontiști, poate nu mai există tură de servicii de asistență medicală în stațiune, deci pentru orice eveniment s-ar interveni mult mai greu. Deci oamenii ar trebui să fie conștienți și să respecte acest program de funcționare a pârtilor, iar instituțiile care trebuie să asigure ordinea publică în aceste stațiuni ar trebui să-și facă datoria și să întrerupă oamenii din aceste distracții nocturne, pentru că nu este normal să mergi și să faci astfel de activități în afara orelor normale de funcționare a pârtiei, pentru că există un pericol oricând. În privința stratului de zăpadă căzut, într-adevăr avem un risc foarte mare de avalanșe în acest moment, în special în Carpații Meridional și chiar în nordul țării. Avem peste 1800 de metri, riscul este de gradul 3 din 5, cu o excepție, Parângu și Șureanu, masivele Parâng și Șureanu, în care chiar avem gradul 4 anunțat. Aici a nins foarte mult, este o zăpadă foarte mare care este căzută pe o zăpadă mai veche, chiar dacă această zăpadă era într-un strat mai mic, ea a fost afectată de ultimele ploi și de înghețările succesive și practic acum avem zăpadă de între 50 de centimetri și un metru căzută peste un strat de gheață. Va trebui câteva zile de stabilizare a vremii pentru ca și această zăpadă să se întărească, să devină mai rigidă și să fim siguri că riscul de avalanșă a scăzut foarte mult. Deci nu recomandăm în acest moment excursiile la altitudine sau cei care merg acolo să o facă cu mare atenție, să-și facă teste de zăpadă sau să aleagă traseele care sunt cel mai puțin expuse acestui risc. Câți salvamontiști, iată, sunt gata să intervină în aceste zile în caz de nevoie? Avem la nivel național cam 600 de salvamontiști în fiecare zi în acest moment. Lucrăm cu efective maxime pentru că, practic, este un vârf al sezonului de iarnă această mini-vacanță. Este prima dată când avem atât de multă zăpadă și atât de multe stațiuni din țară și cu siguranță oamenii vor profita de aceste 4 zile și vor merge către munte. Vor merge și către zonele de practicare a sporturilor de iarnă, probabil vor face și drumeții la munte, iar cei care merg să facă drumeții la munte la altitudine joasă, le atragem atenția că trebuie să fie foarte, foarte atenți la traseele pe care le parcurg. În ultimele zile acestea au fost afectate de scurgeri de pe versant, de ploile puternice, de torente de apă, am avut inundații pe traseele montane, am avut aluviuni. Deci traseele nu sunt într-o stare foarte bună în acest moment și noi n-am apucat în cele una-două zile de când s-a mai îndreptat vremea să le verificăm pe toate. Deci mare atenție și în clipa în care constată că traseele devin din ce în ce mai periculoase, le recomandăm să se întoarcă din drum. Repet, pentru cei care merg la altitudine, trebuie să aibă un echipament corespunzător, o pregătire foarte bună, o experiență în evaluarea riscului de avalanșe și riscurilor la care se expun pe munte și să încercăm ca împreună să evităm aceste accidente care se pot produce pe munte, să reducem numărul de accidente. Există, iată, turiști care poate au plecat mai devreme în mini-vacanță de joi sau poate chiar de ieri. Ați avut ceva intervenții în aceste zile? Ieri au fost 6 cazuri la nivel național, nu foarte multe. 2 dintre ele au fost în zona Brezoi, unde am avut acele inundații masive. În rest au fost cazuri pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă. Dar ieri a fost totuși o zi urâtă, a fost poate una dintre ultimele zile urâte din această săptămână în care s-a alternat cu ploaie, cu căderi de zăpadă, cu vânt. Dar de astăzi se pare că vremea s-ar mai îndrepta și cu siguranță turiștii vor avea și zile bune în această mini-vacanță pe care să le petreacă la munte.
Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Sabin Cornoiu, șef Salvamont România, a fost în direct cu noi.